Găsit. Numele meu este Cătălin Striblea. Îmi pare rău că nu pot fi alături de dumneavoastră. Dar poate că este mai bine pentru ceea ce vreau să vă povestesc astăzi. Poate că este mai bine pentru modul în care se face comunicarea astăzi. Am stat să mă gândesc. Nu e așa că și acum, în timpul în care mă urmăriți, fie că sunteți în sală, fie că sunteți în fața unui ecran, mai aveți și un telefon la dispoziție, că folosiți două ecrane, astăzi comunicarea dintre noi se îndreaptă rapid către una intermediată, una în care nu ne mai putem atinge și nu mai putem schimba cuvinte în mod direct între noi. Și tot din acest motiv spun eu că se schimbă și modul în care mă tratați pe mine sau pe alții nu e așa că e diferit modul în care mă priviți sau m-ați privi atunci când mă vedeți în carne și oase și ați deveni mai politicoși în adresare, v-ați alege mai bine cuvintele și cu totul altfel vă veți purta în fața unui ecran, mai ales când o să spun în seara asta lucruri care o să vă enerveze, o să vă supere, o să vă zdruncine credințele. Asta e, de fapt, intenția mea în acest moment. Și da, de fiecare dată când cineva vă zrunci în credințele, aveți un ghem în stomac, aveți o neplăcere. Și eu am la fel că de acolo știu lucrurile astea. O să vă explic de ce asta este cea mai mare problemă a societății noastre aici. De ce asta e cea mai mare problemă a viitorului? Și dacă rezolvarea ei nu se produce, va duce la situații enorm de complicate, unele care vor pune societatea noastră, dar și altele într o zonă foarte problematică. Înainte însă câteva cuvinte despre mine. Eu am 45 de ani, știu că par mai bătrân, dar asta e viața, nu ne dă întotdeauna ceea ce ne dorim. Sunt realizator de radio, da, de asta sunt aici în fața unui microfon, asta este a doua mea casă cea de la Vorbitorincii, studioul în care de obicei vorbesc cu Radu Paraschivescu, dar astăzi sunt singur. V-am spus vârsta mea pentru a înțelege un lucru, că am prins societăți diferite, lumi diferite. În 45 de ani am putut să văd și societatea digitală și una în care comunicarea se făcea a de altă natură, chit că exista televiziune sau presă, dar ne purtam alții. Asta este rostul acestei, acestui anunț legat de, de vârstă. Da? Adică am putut să văd lumea și cu dezbateri publice altele decât cele purtate în lumea digitală. Nu vreau să vă spun că înainte era mai bine și acum e mai prost, dar vreau să vă spun că trebuie să vă pregătiți pentru mai rău sau trebuie să vă pregătiți să faceți niște schimbări chiar cu voi înșine. Eu de 30 de ani lucrez în comunicare, am fost jurnalist, astăzi nu mai spun jurnalist, îmi spun cel mult realizator de radio, poate jurnalist de opinie din când în când, dar viața mea profesională înseamnă să duc fie opinii mai departe, fie să transmit mesaje, fie să stau de vorbă cu voi. În lumea mea se spune că sunt creator de conținut. Nu știu dacă e așa. Sunt un om care comunică cu grupuri mari de oameni. Și de asta, de-a lungul timpului, mai ales în ultimii ani, cei digitale, am dus diverse bătălii. Unele proaste, foarte proaste și inutile. Am pierdut o grămadă de vreme. Altele le-am considerat corecte sau foarte corecte. De cele mai multe ori, însă, eu am crezut că am dreptate. Bă, asta a fost ideea mea. Băi, eu când scriu aici sau când vorbesc cu oameni ăștia, în general, am crezut că am dreptate. Și de foarte multe ori este foarte clar că m-am înșelat și că unele idei pe care eu le credeam bune s-ar putea să fost rele pentru cei care mă audiau și la fel. Ceea ce credeau ei că este bine pentru mine s-ar putea să fi fost prost. Asta pentru că noi ne conturăm opiniile și credințele pe baza experiențelor personale care sunt complet diferite. Într-un fel, este pentru mine într-o clădire la București și cu totul altfel vedeți dumneavoastră viața la Baia Mare, deși problemele cu care ne confruntăm s-ar putea să fie aceleași, experiențele sunt însă diferite. Și aici, cum să zic, nu vreau să oblig pe nimeni să meargă către greșeala pe care o văd frecventă. Și anume, ca voi să credeți, sau eu să cred că numai binele meu este cel care contează, iar binele vostru, din punctul meu de vedere, să fie fals. Da? Se întâmplă des confuzia asta. De fapt, titlul prezentării mele de astăzi ar trebui să plece de la o chestiune pe care o am în minte de foarte multă vreme este vorba de un mesaj pe care o doamnă mi l-a lăsat în uh, mi l-a lăsat pe Facebook îmi pare rău că nu-l mai am în original mi l-a lăsat pe Facebook și care spunea așa dar eu vă disprețuiesc de mult și a ținut să spună lucrul ăsta adică avea ceva de împărțit cu mine, nu e singura de-a lungul anilor, mulți oameni mi-au spus diverse lucruri rele, le găsiți pe, pe Facebook, le găsiți și în ziare, începând de la invective, injurii, nu știu. Slugă, obedient, Poți să vă și arăt câteva dintre ele. Alți oameni, sigur că mi-au trimis și mesaje de iubire. Sunt oameni care mă îmbrățișează, sunt oameni pentru care sunt extraordinar, sunt oameni care spun, da, domnule, aveți dreptate. S-ar putea și ca unii și ca ceilalți să se înșele. E foarte interesant că lumea îți trimite mesajele astea și te percepe în acest fel fără să te fi cunoscut personal. Deci oamenii te văd doar în spațiul public, se uită la credințele și la ideile tale și spun ăsta e un băiat de treabă, el gândește ca mine, deci cu siguranță are dreptate. Da? Și nu. Nimeni nu știe sau prea puțin știu sau bănuiesc cum suntem de adevăratele. Cum Mă port eu în lucrurile esențiale, cum mă port cu prietenii mei, cu familia mea, ce fac în afara timpului pe care îl petrec în spațiul public, dacă într-adevăr cred sau nu în opiniile pe care le exprim. Dar imaginea publică este formată de natura asta. Și asta duce la un fel de comunicare trunchiată. Nu sunt eu musai subiectul aici, subiectul e, poate să fie, pot, puteți fi și dumneavoastră. Și eu. Cred la fel despre dumneavoastră. Și mie mi se întâmplă să fac lucrul ăsta. Uh, hai să vă dau uh, câteva exemple. Da? La un moment dat, le am aici, o să le vedeți pe ecran, la un moment dat am scris un text în care am spus că cea mai mare parte a bugetarilor sunt oameni valoroși și bine pregătiți. Uh, eu așa am crezut în momentul respectiv, pentru că e imposibil să fie altfel. Știți, dumneavoastră, uitați-vă la bugetare din jurul dumneavoastră, profesorul copilului dumneavoastră este rău, fals, cum scrie în aceste mesaje? Astea au fost reacțiile. Frază falsă, da? Este medicul dumneavoastră un om rău? Ăsta doar un exemplu. Altădată am făcut o greșeală. Trei, de fapt, într-un text. De unde și generalizarea din acest mesaj. După care. La România în direct am adus, cred că în două ocazii, am discutat cu preoți. Iar omul acesta îmi scrie că emisiunea s-a dus de râpă pentru că el nu este capabil și nu are nevoie să asculte niște preoți. Vă mai dau un exemplu și cred că și acesta este edificator. Da? Și în timp ce mă documentam pentru această convorbire, iată ce primesc aici de la... De fapt, nu e pentru mine e un mesaj care l-am găsit pe Facebook de la un om pe care îl citesc în fiecare zi, pe care îl consider un om deștept, dar care are o altă problemă cu un om deștept. Adăugați la asta dezbateri despre cărți, despre climă, despre mașini. Neînțelegerile dintre noi sunt profunde și tratate cu violență. Ori, asta este prieteni, și aici vreau să ajung, Veriga lipsă a societății noastre. Asta este, de fapt, marea problemă: că nu mai avem capacitatea de a ne asculta unii pe alții și de a sta în locul acela în care putem să luăm decizii. Da? Să vă mai spun despre alți astfel de comportamente? Luați cazul David Popovici, unde credințele noastre au dus la ideea că. David Popovici a reușit fără să fie ajutat de România. M-a oprit cineva pe stradă și a zis, ați văzut, domnul Strile, acum a reușit băiatul ăsta împotriva tuturor? Și eu zic, de ce împotriva tuturor? Pentru că are un salariu mare, plătit de statul român sau de la bugetul României, are bazine la dispoziție, are profesori, antrenori, oameni care sunt pregătiți în România și în străinătate. De ce credem că a făcut asta împotriva tuturor? Și iarăși, de câte ori spun lucrurile astea, Multor oameni li se pune un ghem în stomac pentru că nu mai avem capacitatea de a veni la mijloc și de a discuta împreună. Știți ce se întâmplă într-o astfel de, de situație? S-ar putea ca în viitor să fim, poate nu generația mea, dar următoarele, să fim în incapacitatea de a lua niște decizii. Da? Avem de luat decizii în privința climei, a mașinilor care circulă la noi în orașe. Păi, noi nici nu reușim să ne înțelegem dacă au fost cele mai mari temperaturi din ultimii ani, sau dacă planeta se încălzește ca urmare a activităților noastre umane. Nici măcar asta nu putem să stabilim. Vom avea de luat măsuri pentru societatea digitală. Ce să facem? Să punem niște pedepse? Să cenzurăm? Vom avea de luat măsuri în privința roboților care muncesc în locul nostru? Pentru inteligența artificială trebuie pregătite anumite proiecte. Ce o să răspundem când nu ne înțelegem asupra lor? Dar asupra eticii, noi etici medicale bazată pe roboți sau chestiuni de, de genul acesta sau pe lucrul cu genele. Cum o să facem ca societăți să luăm deciziile corecte? Vom fi puși în fața acestor probleme zi de zi ca societăți. Și uh, nu ne vom înțelege pentru că, de fapt, astăzi discută extremele. Veriga lipsă este locul acela, forumul care, în societățile din trecut, lucra și uh, dădea o soluție. Astăzi, adevărurile, după cum știți, au devenit alternative, iar soluțiile trebuie doar impuse, nu negociate. Asta își dorește societatea actuală și asta este marea problemă. Cât nu vom trece sau când nu vom trece de acest pasaj din viața noastră, atunci lucrurile vor fi uh, cu adevărat dure. Uh, ce e de făcut, îmi pare rău să vă dezamăgesc, nu e o soluție la asta. Nu e o soluție care să vină de sus. Să nu credeți vreo secundă că aceste soluții vor fi impuse de cineva. Guvernele sau știu, eu, societatea civilă nu au astfel de soluție. Ele sunt uh, căutate sau trebuie căutate în altă parte. Și am să vă spun unde, chiar în ecranele dumneavoastră. Trebuie să vă reformatați și să vă refaceți bulele în care trăiți. Trebuie să treceți dincolo de, dincolo de gemul din stomac și de durerea pe care o simțiți când cineva vă spune lucruri neplăcute. Trebuie să vă uitați la oameni în care nu credeți neapărat, ale căror argumente vă sunt străine, ale căror argumente vă fac rău la modul propriu. La ei trebuie să vă uitați pas cu pas și să înțelegeți de ce fac asta, de ce spun asta. Cu siguranță se întâmplă să aibă și ei dreptate din când în când. Și ar zice că în general omenirea poate nu are scopuri diferite ci s-ar putea să aibă drumuri diferite. Cred că lumea din societățile noastre își dorește pace, prosperitate, bunăstare pentru copii, dar vrea să ajungă acolo pe căi diferite. Învățați ca de astăzi, să faceți un pas mai departe. Intrați pe pagina de Facebook a cuiva care nu vă place s-ar putea să aveți o descoperire teribilă. S-ar putea să vedeți că în două din zece lucruri gândește la fel ca dumneavoastră. S-ar putea ca acolo să fie punțile de care aveți nevoie. Câtă vreme o să cultivați o societate în bule, agresivă, nu vom găsi rezolvare, vom găsi doar războaie. Singura cale a rezolvării acestei probleme, poate nu pentru mine, căci v-am spus, sunt trecut de 45 de ani, dar pentru copiii noștri, s-ar putea să fie această reconstrucție. Eu altă șansă nu văd. Chiar dacă nu o să fiți de acord cu ce spun eu astăzi aici, e firesc, e primul pas. Dar uh, e singurul care se poate face. De aici începe reparația, de la accepta că poate și eu prin acest discurs s-ar putea să am un pic de dreptate. E tot ceea ce am avut să vă spun astăzi. Vă aștept să-mi scrieți cu argumente, dacă vreți, constructive. Sau puteți să mă înjurați, dar asta nu contribuie la absolut nimic. Sunt cătălin striblea și vă spun, spor la treabă.